se dorește crearea unor condiții optime de informare și vizitare, care să aducă beneficii localnicilor și vizitatorilor atât din punct de vedere educativ, cât și recreațional și să contribuie la scăderea impactului negativ al acestora asupra naturii. Până în prezent s-au finalizat achizițiile publice și s-au încheiat 7 contracte pentru unitatea de implementare, dotarea sediului, furnizarea echipamentelor. S-au achiziționat serviciile de evaluare a impactului, de proiectarea centrului de vizitare, de amenajare a traseelor turistice.